so. Whoa. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Sending emojis. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. Winter time, rock a cold fleece. Pocket fat, that's obese. Only talking money if it's increased. She give me brain, girl, no teeth. I touch down. Salutare dragii mei și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi prezentăm versiunea finală a mașinii. Am terminat-o în proporție de 90%. O să mai rămână două modificări pe care probabil mulți dintre voi le vreți. O să mă mai gândesc dacă o să le fac. Dar în momentul de față, după cum ați putut observa și în cinematicul de mai devreme, mașina este în formulă finală. Și anume, înainte să începem acest vlog, vreau neapărat să vă rog să apăsați pe butonul de subscribe, pentru că foarte mulți nu sunteți abonați la acest canal, mai mult de 70% din cei care vă uitați, și vă mulțumesc că vă uitați. Nu ați apăsat și pe butonul acela de subscribe și mă ajută și pe mine foarte, foarte mult. Dar ca să nu ne mai lungim cu vorba, hai să vă arăt cum arată noul G30 transformat complet. Și înainte de toate, vreau să vă reamintesc că aveți 10% reducere pe Car Vertical, deoarece tocmai ce începe sezonul schimbării de mașină, pentru că foarte multă lume își cumpără mașină în această perioadă. Vreau să vă reamintesc că înainte să o faceți, puteți să verificați prin linkul din descriere și primul link din comentarii. Atunci când veți apăsa pe link, reducerea se va aplica automat, iar voi puteți să verificați de la istoricul de daune, veridicitatea numărului de kilometri, dacă mașina a fost folosită ca taxi. De asemenea, puteți să găsiți și poze din baza de date, dacă acestea există. Iar acestea fiind spuse, noi o să continuăm cu vlogul, iar voi puteți să apăsați pe primul link din descriere pentru a aplica reducerea. Spuneți-mi mie dacă nu este transformat. Și dacă vă dați seama, primul lucru, am pus eleronul, un eleron stil PSM design, care este extrem de agresiv și evazat. Eleron care pică la fix cu difuzorul, care l-am schimbat, cred că din primele vloguri, cred că în prima sau a doua zi de când am cumpărat mașina, plus frumusețile astea de jante pe care le voi lăuda de absolut fiecare dată când o să vorbesc despre mașina asta de la Venom Wheels, pe 20 concave care ies în exterior exact cât trebuie, cu anvelope frumoase noi nouțe de la anvelope.ro. Și de asemenea, trebuie să mai montăm aici încă o folie de protecție solară UV, deoarece o să vină mult mai bine și o să fie în siguranță portbagajul atunci când va bătea soarele. Bă, vreau să vă mai arăt ceva. Știați că mașina asta face cold start de fiecare dată? Deci efectiv, oricât de cald ar fi afară și cât de mult ai mers cu ea înainte, absolut de fiecare dată face cold start. Și după cum puteți auzi, asta este următoarea modificare pe care vreau să menționez că am făcut-o, și anume, am modificat ceva la evacuare. După cum puteți auzi, este un sunet mai gros. Sunetul ăsta în sfârșit îți spune că vorbim de un motor 3 litri benzină, pentru că înainte zici că era direct Tesla, așa mi se părea. Nici acum nu este suficient. Părerea mea că dacă vrei ca mașina asta să facă în toate felurile și să ne aduc aminte de seria 4 Cabrio, pe care foarte mulți vi-l reamintiți cu drag, trebuie neapărat să facem downpipe. Probabil o să fie și mai tare decât se auzea seria 4, pentru că la acela am avut doar downpipe și nu aveam acest resonator delete, adică practic o intermediară scoasă pe la mijlocul evacuării, pe care acum am luat-o și am pus o țeavă goală. Cred că o să facă toate felurile. Acum spuneți-mi voi dacă se potrivește un astfel de sunet la o mașină ca asta sau trebuie să rămână puțin mai serioasă. Hai să vă arăt și cum face pe Sport Plus. Sunetul, din păcate, este puțin înfundat, în realitate se aude destul de bine, poate că și pe cameră se aude bine, iar în mers, clapeta rămâne mereu deschisă. Mașina asta are clapetă. Mașina asta, având clapetă, este un lucru foarte bun, pentru că dacă am face downpipe pe Eco Pro sau pe Comfort, am putea să lăsăm clapeta închisă și nu o să avem niciun pic de deranj. Am trecut, după cum puteți vedea, la un POV și vreau să vă mai arăt așa și de la volan cum se aude acum, în momentul de față, evacuarea, popsurile mai ales. Nu pot să spui că sunt inexistente, însă nu e ceva wow, adică pentru cum arată mașina de agresivă, te-ai gândit că s-ar auzi mult mai tare când vorbești de un 40i, fapt pentru care s-ar putea să-i facem downpipe până la urmă, dar după cum v-am zis, mă interesează și părerea voastră. Știți că am mai făcut la toate mașinile aproape pe care le-am avut, 3000 benzine de la BMW, am mai făcut downpipe-uri și la 335i, mai ales la 435i, care
Iarăși stau să mă gândesc, 335U-ul avea o finală aproape la fel de mare cum e asta sau s-ar putea chiar să fie mai mare asta, fapt pentru care mă gândesc să nu fie înfundat sunetul și după ce îi voi face la asta, dar având acest mid resonator delete, totuși cred că o să fie cum trebuie. M-am uitat și eu pe internet la câteva clipuri cu alte mașini care se aud tot 540i pe YouTube în America și mi se pare că este exact ce trebuie. Astăzi este o zi îngrozitor de aglomerat în București, chiar și în zonele astea așa mai de pădure pe unde ne retragem noi să filmăm și nu am avut efectiv unde să ne tragem contentul. Veți vedea și mașini diferite pe canal în afară de a mea după vlogul acesta. Probabil vom filma cu un RS3, ultimul model cu care abia aștept să facem un clip pentru că este foarte șmecheră mașina. Este deja modificată, arată foarte agresiv și chiar sunt super curios de potențialul acestui motor. De asemenea, mai avem încă două mașini și mai interesante în plan pentru următoarele clipuri, dar nu vreau să vă zic exact ce este, vreau să vă las un pic în suspans și să vă bucurați de vlogurile respective când o să apară. Auzi ce spune Bader, că aglomerația asta se datorează faptului că aici, fiind Academia de Poliție de la Băneasa, astăzi sunt înscrierile. Așa că pentru proaspeții ofițeri care vor ieși de aici, de pe aceste porți, uitați-vă puțin câtă lume participă la chestia asta, ești nebun? Frate, e full. Bun, revenind la mașină, altă modificare pe care v-am spus că ar trebui să o mai fac, cea de-a doua și probabil ultima, mai importantă așa, ar fi arcurile. Acum, sunt multe persoane care sunt fani suspensii sport și oameni care efectiv zic că n-are niciun rost să lași mașina, ar trebui să o lași așa cum este ea de fabrică, mai ales mașina asta fiind cu suspensia M Sport de fabrică, este un pic mai coborâtă decât ar fi un BMW normal, dar este și X-Drive, fapt pentru care lasă și un mic gap acolo care se vede puțin urât. Ne mai gândim și cu chestia asta ce o să facem, iar după aceea mașinuța este cam gata, adică vă mereu îmi spuneți că țin mașinile puțin timp și că nu stau cu ele 2, 3, 5 ani de zile. Da, dacă încep să le schimb culorile și încep să facem chestii super custom, de exemplu schimbarea interiorului, pielea, volanul, plafonul și chestii de genul ăsta, da, pot să o țin mai mult timp pentru că durează, da? Pentru modificările pe care le-am făcut eu până acum, știți că îmi place să mă mișc super rapid și nu prea are rost să ne lungim. Băi băieți, noi acum o să ne băgăm să mai facem niște reels-uri pentru Instagram, pentru că trebuie să ne creștem și profilul ăsta fresh, cel vechi s-a dus pe apa sâmbetei în caz că nu știți și tocmai de asta vreau să vă reamintesc că aveți, dacă nu primul, al doilea link din descriere cu profilul nou de Instagram, care este Matei Teodoru cu 3 de U, că cel cu 2 de U mi-a fost închis și cel cu un singur U, primul meu profil de Instagram de care voi nu știți și acela mi-a fost închis. Tot degeaba, tot pe aceeași bază. Deci sunt obișnuit, Instagramul nu mă vrea pe platformă, dar YouTube-ul pare mi se că a început să mă vrea mai mult pe platformă. Nu uitați din acest motiv să dați și un subscribe, un like la acest video și până data viitoare eu vă urez numai bine. Pa, pa!